salut. Thumbnail. Păi facem deja. Pot, e păi nu? Să mai vedem. Deci păi dai să ce aș râde, frate. Ce alegem? Să miroși a căcat și să nu știi despre asta. Să miroși a căcat, dar nimeni să nu miroasă. Vai de gata, ce grea e asta. Să, stai, să... Ce grea e? Să miroși a căcat și toată lumea să miroasă. Da, dar tu nu. Dar eu nu. Sau eu să miros căcatul, dar... Dar ceilalți nu. Aș prefera că eu să miros căcatul, că m-aș obișnui și gen... Oamenii n-ar strâmba nasul când aș trece pe lângă ei, ceva așa. Păi și tu ce zice? Eu sunt mă rog cu pui. Eu să miros toată lumea. De euro. Da, numai căcatul. Would you rather, man? Would you rather. Always have to say. Și da, facem acum pentru că e posibil să mergem acasă și de-aia. De ce? Am uitat buletinile. Pe bune, ce fraier? Știu că suntem fraier, așa, fii. Să spui tot timpul ce gândești sau să nu vorbești niciodată? Spun tot timpul ce gândesc. Da, păi cam, cam o fac, păi, cam o da, fac și nu, nu totalitate, o fac parțial, dar ar fi mai ok decât să nu zic nimica. Să, no, să mănânci un bol de vomă sau să lingi un picior unui boschetar? Bol e mare și mai bine lingi aia și gata, mai bine lingi piciorul. Care am luat pe jos? Nu-mi pasă. Decât o vomă. Adevărat, adevărat. Se vede pe până acum ai și tu minuși ceva, ce se vede? Like, lume. Fix un minut aici. Stimați clienți, Vlad și Cristian Munteanu nu sunt permiși pe avion. Vă mulțumim. Deci, fii atent. Să fii fără tricou tot timpul sau fără pantaloni? Fără tricou sau fără pantaloni toată viața? Fără tricou. Clar. Dăm aici, yes. Tu? Păi tu ce aici? Tricou. Ok, normal. Fără pantaloni e tot mai greu. Nașpa. Zici că ți-e cald pur și simplu la n-ai tricou. Să fii primul omorât într-un grup sau să fii ultimul omorât într-un grup? Deci e primul. În cazul în care... Până la urmă, stai, până la urmă și tu sfârșești. Și n-aș vrea să fii ultimul, mai păi bine da, primul și scapi. Până la urmă și tu sfârșești, înțelegeam dacă ești după toți. Hai, eu știu cum e astea cu The Walking Dead și ador story-urile astea. Dar, nu știu, pur și simplu aș... Deci să mănânci numai mâncare de câine sau doar mâncare de pisică? Păi, da, cam păi, miros, da, miros la fel, dar aș lua de câine, parcă... mai ușor. Eu sunt pateurile alea scârboase, dar măcar e pateu, parcă ai lua... nu? Ok, bine. Bă, dacă aștepți 3 zile, sigur îți e foame și mănânci cine. Exact, cum că ai văzut pateul ăla, e cleios tot. Așa moist. Să fii în închisoare 60 de ani sau să mori? Aș muri. Da. Ce mă vând camera? Direct, cauțiune. Voi, eu am stat 60 de ani în închisoare pentru că cu banii de YouTube fac YouTube acolo și ies, îmi plătesc cauzele. Bă, eu aș face deal vlog din rai. Are și, are și cadre bune, timelapse bun. Are lumină bună. Timelapse cu sepiște Dumnezeu. Să mă, câtă lumină ai? Filmezi la ISO 100. Aolea, asta. Să te uiți la soare 2 minute sau să bei un litru de cald din ce era pe asta? Care știe engleză bine? Apă de asta, de rufe. Scalding. Apă de rufe, de scalding water. Da, apă din cald. Drinking scalding water. Stai, nu, apă probabil în care s-au mai spălat alții. Nu știu. Eu m-aș uita la soare, m-aș uita la soare. În care s-au scăldat, hai. Ok, e pe bine sau nu e pe bine? Să ai fața pusă pe o bagnotă de $1 sau pe $100? $1. $100, m-aș simți. Să fiu mai valoros. Și aia de 100 e manevrabilă. Și e destul de manevrabilă și te simți așa bine. Da, pe aia de 1 ești peste tot. Da, e la toți țărani. La 100 ești la praia șmeche. Gen așa, până boschetarii cer, dă-și-mi un Vlad. Mă manevrezi așa cu 100 de hai mă, gata, s-a terminat, bun. Atâta pic ți-a ieșit, 3 minute. Gata, păi și colabul acesta, dacă mai doriți colaburi, veniți la Constanța, pentru că la Arad nu cred că se poate. Because și... buletine... Da, nu... avem biletes. Bun, cam asta și cu acest episod, cam asta și cu acest episod în aeroport, sper că v-a plăcut. Abonați-vă la canalul ăstora, stai aici. Oricum, tu s-a abonat deja, deci nu contează. Pa!